În acest episod vreau să vă arăt cele mai ieftine avioane. Unele dintre ele valorează cât o mașină. Cessna 150. Cessna este unul dintre cele mai populare avioane în aviație și au fost construite mai mult de 30.000 de avioane. Avionul are doar două locuri și nu este un avion foarte rapid, dar este foarte ieftin de cumpărat și pentru a-l întreține. Cessna poate atinge viteza de 100 de km pe oră. Poți să găsești un avion ca acesta online începând de la $15.000 până la $40.000. Piper Cherokee 140. Acest avion are 4 locuri și este mai rapid decât Cessna. Piper poate atinge viteza de 203 km pe oră. Avionul este foarte scump și îl puteți găsi de la $25.000 până la $50.000. Cessna 172. Acest avion este fratele cel mare al avionului Cessna 152 și are 4 locuri și este foarte rapid. Îl puteți cumpăra la $28.000. Cessna 172 poate atinge viteza de 200 de km pe oră. Poți să găsești un avion ca acesta de la $28.000 până la $50.000. Piper Tomahawk. Acest avion are doar două scaune și este rivalul lui Cessna 150. Viteza este mai mare ca lui Cessna 150, dar este un pic mai scump. Viteza pe care o atinge este de 194 de km pe oră. Acest avion îmi place cel mai mult și îl puteți găsi la $25.000 până la $40.000. Grumman Traveler. Aceste avioane sunt mai rare de găsit, iar performanțele acestui avion sunt foarte bune, iar prețul este pe măsură pentru un avion cu 4 locuri. Acest avion poate atinge viteza de 231 de km pe oră și îl puteți găsi la suma de $30.000 până la suma de $60.000. Bancraft Benenza. Avionul este unul din gama de lux și are 4 locuri. Benenza poate atinge viteza de 287 de km și îl puteți cumpăra începând cu suma de $25.000. Vă mulțumesc că ați vizionat acest clip și vă rog frumos să lăsați în comentariu ce avion v-a plăcut cel mai mult. Dacă ți-a plăcut videoclipul, dă-i un share și abonează-te la canalul meu. Eu sunt Avion cu Motor și ne auzim curând!